Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune de sănătate. Astăzi o avem alături de noi pe doamna Camelia Caragescu, nutriționist, dietetician, și vom vorbi despre alimentația copiilor. Bine ați venit la noi! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Suntem la un pas de începerea unui nou an școlar. Vacanța asta a trecut incredibil de repede. Deja pot să observ și în... Ca și toate vacanțele, tot ce e frumos trece repede. Trece repede, exact! În supermarketuri deja și-a făcut loc rafturile cu caiete, cu penare, cu toate rechizitele școlare, la fel în magazine, uniforme și alte ținute vestimentare care să se armonizeze oarecumva cu ideea de mers la școală, da? Cu o ținută cât de cât mai oficioasă. Și totodată ne gândim că odată cu acest an școlar va începe și acel program național Masă Sănătoasă. Ei, ne-a atras atenția în primul rând câteva date la nivel național privind creșterea procentului de obezitate în rândul copiilor. Și cel puțin în ultimii 3 ani este o creștere foarte mare. Cum se face că totuși noi aici în România cât de cât mâncăm sănătos sau nu mâncăm sănătos? Din păcate, într-adevăr, aveți perfectă dreptate. Obezitatea este în creștere și este o preocupare foarte serioasă, atât pentru adulți cât și pentru copii. Ce trebuie să știm și ce ar trebui să ne atragă atenția, că obezitatea de fapt este o boală multifactorială care vine la pachet cu multe alte boli și complicații. Cum ar fi? Hipertensiune arterială, bolile cardiovasculare, diabetul zaharat, astmul bronșic, constipația, apneea în somn. Deci sunt o grămadă. Dislipidemiile. Ar trebui atras atenția ca să știe părinții că am mai auzit așa, cu cât este mai grăsuț și pufos, e și frumos. O fi probabil mai frumos, dar nu este și sănătos. Și aici ar trebui să avem o foarte, foarte mare atenție, să zic, mai ales din frageda copilărie. Da, păi de obicei așa se spune, că obiceiurile sănătoase se formează din pruncie, din fragedă pruncie. Exact. Încă de când aici ar trebui să țină lingura în mână. Exact. Dar aici, ca să fim siguri că de fapt nu am ajunge la, nu știu, să avem un copil cu probleme, acum să nu spunem neapărat obez sau supraponderal, intervin cumva și factorii genetici, că, de exemplu, dacă în familie sunt părinții supraponderali sau obezi, riscul să fie și copilul este la fel. Dar ce ar fi bine să se întâmple, ca atunci când un cuplu își doresc foarte mult ca să facă un copil, n-ar fi rău ca înainte, cu câteva luni, să facă tot posibilul să schimbe stilul de viață. Să-și facă niște analize, să vadă dacă au carențe de vitamine, minerale, să se lase de fumat, cei care fumează, alcoolul și așa mai departe. Deci să încerce oarecum să mănânce mai sănătos, să aibă grijă cu mișcarea, somnul și așa mai departe. Și pe urmă să pot apuca de treabă. De fapt, practic, dinainte de a concepe copilul ar trebui să înceapă toate astea. Ca apoi, sigur, ajuns în burtică, mama iar trebuie să fie foarte atentă la aceste obiceiuri. Deși mai de mult era, spunea că trebuie să mănânce ca să... Să nu flămânzească copilul. Dar ce se întâmplă dacă mănânci foarte mult? Nu este. Deci asta este un mit, că trebuie să mâncăm pentru doi. Deci da, exact. Nu e adevărat. Mămica trebuie să mănânce mâncare de calitate, în sensul că trebuie să aibă de fapt toți nutrienții de care organismul are nevoie. Să aibă proteine, să aibă carbohidrați, grăsimi de calitate, vitamine și minerale. Pentru că copilul și ia de acolo. Deci nu trebuie să fie cantitatea
mare. Cum zic francezii, puțin și bun. Exact, corect. Și atunci totul este ok. Pe urmă, sigur, după ce s-a născut copilul, a lăptat. Acum și aici suntem așa, că să nu ne doară la naștere, preferăm să alegem, dacă avem această opțiune, să alegem cezariana. Nu-i prea ok pentru copil. Pentru mămică, da, e simplu, dar pentru copil nu. Studiile așa spun că marea majoritate a copiilor care s-au născut prin cezariană tind spre supraponderabilitate, obezitate. Și atunci, deci ar pledez pentru naștere naturală și sigur să fie alăptat la sân. Cât se poate, pentru că așa e super ok. Chiar a fost acum recent, în prima săptămână din august, săptămâna alăptării. Exact. Da, la sân. Unde tot așa s-a subliniat importanța alăptării și toate avantajele care rezultă din această opțiune. Da, pentru că așa își crește imunitatea și, bine, copilul născându-se pe cale naturală, deja nu mai e steril, nu? Că vine cu microbii de la mamă, da? Deci cu flora microbiană de la mamă, pe care o și înghite, trage pe năsuc și așa mai departe. Și pe urmă, laptele de mamă iar e super ok. E cel mai complet, cel mai formula cea mai bună. Și bine, bună. Cel mai accesibil, nu? Că hai să fim sinceri, oriunde mergi, nu trebuie încălzit, nu, unde îl preparăm, ce așa facem. E. Și pe urmă, sigur că începe diversificarea. Da, aici iar este, să zic, o problemă, pentru că tindem să dăm de toate și cât de repede copilului. Nu știu, dacă se poate să nu mai așteptăm până la 5 luni, 6 luni, cât de repede. Dacă îl vedem că se uită la noi în timp ce noi mâncăm, avem tendința iar să îi dăm că poftește. Ceea ce este greșit. Acum, el sigur că este curios, dar nu poate să poftească din moment ce nu știe ce este. Și începe diversificarea și la diversificare, zic, de toate, să mănânce cât de mult, să fie frumos, să fie grăsut, să fie pufoșenie mică. Ce am observat și este o greșeală în rândul mămicilor, de ce? Pentru că cu asta se obișnuiesc și merge mai departe până sunt mari, ca să poată să-l hrănească și el să stea liniștit acolo, mămica vine și pune telefonul mobil în față ca să-i distragă atenția. Că atunci copilul deschide gurița și mănâncă cât vrea mama. Ceea ce iar nu este bine, pentru că copilul așa trebuie obișnuit de mic să știe el, să perceapă el senzația de saturație. Când el spune că nu mai vrea, nu-l mai forțăm. Na, dar în schimb, cu mămicile este o problemă că se tem. Dar de unde pornește copilul această teamă că slăbește copilul, că nu se dezvoltă, nu după cum scrie în carte? Practic, nu fiecare copil are un ritm al lui de a se dezvolta. Corect, sau cum le spun eu, sunt zile și noi avem zile mai proaste în care nu mâncăm, nu știu, ieri ca și azi. Și atunci, de fapt, nu este nicio problemă, doar că ele sunt speriate. O, n-am mâncat copilul 6 ore. Dacă se întâmplă ceva, dacă se îmbolnăvește, nu se întâmplă nimica. Deci copilul nu moare, nu pățește absolut nimic, pur și simplu nu vrea. Deci dacă noi am respectat toate astea, să știți că n-am ajunge să avem probleme cu obezitatea. Dar forțându-l așa de mic, sau mai sunt mămici care nu-i place acum ce i-am pregătit, nicio problemă, mă duc și fac altceva și nu-i place nici aia, mai fac încă altceva și atunci copilul sigur că sunt șmecheri, nu știe, și atunci spune data viitoare când primește aceeași mâncărică care, nu știu, de exemplu legume, în rândul copiilor nu prea sunt iubite legumele, și atunci el dacă plânge și are așa o reticență, nu vrea, știe că va primi altceva ce-i place lui.
Bine, dar la un moment dat poate să devină epuizant și modul ăsta de a să știți că aborda sunt... alimentația copilului, făcându-i nu știu câte feluri de mâncare pe din care păcate, le refuză. Exact. Din păcate sunt și problema nu este la copil, problema este la noi, mamele, pentru că e prea mare, nu știu, grija asta, spaima sau nu știu. Dar noi, de exemplu, că spuneți că nu prea sunt prieteni cu legumele, cu... cum îi putem împrieteni de mici cu legumele? Nu sunt prieteni pentru că, bine, acum depinde de mămică. Dacă a început diversificarea cu ceva dulce, copilul, cu fructe, de exemplu, dacă acum ori cu fructe, ori cu legumă, simte gustul dulce și începe să-i placă și atunci sigur că leguma nu mai este la fel de dulce. Și se va strâmba, o va refuza, deci nu. Și atunci mămica ce face? Nu mai insistă. Și atunci ne insistând că zice nu-i place. No, aici iar este o greșeală. Deci ar trebui insistat, chiar dacă să spun i-am făcut spanac, n-am mâncat astăzi. I-am mai făcut încă peste 3 zile. Nu l-am mâncat, dar nu stau liniștită. Deci tot insist ca să aibă cât de multe alimente. Cu cât este alimentația mai variată, cu atât este mai bogată în vitamine, cu atât ne îmbogățim microbiomul. Este ok. Nu suntem setați doar pe anumite alimente care probabil sunt bune la gust. Acum vorbesc de ei când sunt un pic mai mari, nu? Când prind gustul de o șaormă, de o pizza, de un burger, de nu știu ce, cam greu o să-ți mănânce, dacă n-a fost obișnuit, nu știu, un mix de legume, să zic, cu cărniță. Când știe că are dincolo posibilitatea să mănânce cartofii prăjiți. Da, dar uitați că odată ce merg la grădiniță sau la creșă, începând de la creșă, la grădiniță, acolo, de exemplu, cât de cât încă se mai menține un program alimentar, adică să primească ceva dimineață, la prânz înainte de somnul de la prânz și o ujină probabil înainte de a pleca spre casă. La școală nu mai e așa. La școală poate mai apucă să mănânce ceva dimineața, nu toți copiii mănâncă dimineața, dar cum facem aici să aș trage le asigurăm un semnal. Mesele de dimineață și cele de prânz? Aș trage aici un semnal de alarmă, ar trebui insistat de acasă, deci copilul face ce vede acasă, noi nu putem să impunem, tu trebuie să mănânci și el să vadă că eu de fapt nu mănânc și atunci sigur că stă, dar de ce doar eu trebuie să mănânc? Deci atunci trebuie să fac și eu, să fiu un model pentru el. Și dimineața, acum în limita cât se poate, sau mă rog, cu cine rămâne, că dacă sunt părinți care lucrează foarte devreme, dar mă rog, cu cine rămâne, persoana respectivă trebuie să stea frumos la masă cu copilul și să mănânce. Nu se prea întâmplă, din păcate. Cam 99% din cât îmi vin la cabinet nu mănâncă dimineața. Care sunt motivele pentru care ei spun că nu mănâncă dimineața? Se grăbesc, se trezesc târziu, se grăbesc să plece și toată lumea este stresată, toată lumea se grăbește în casă și atunci nu e timp. Și atunci sigur că se pune de acasă un sandwich făcut acasă. Asta este varianta bună, să zic, că măcar știi ce pui cât de cât. Sau dacă nu mai este timp nici pentru sandwich, copilul primește bani să meargă să-și cumpere ceva de la chioșcul școlii. Și aici deja l-am pierdut, că normal ce o să-și cumpere? Ce îi place lui? Con cu ciocolată sau cine știe ce alte dulciuri sau nu știu ce bombonele napolitane, care toate sunt pline de zahăr, de colorant și așa mai departe și care nu-i dau, nu-i trece foamea. Deci astea ce fac de fapt e doar să avem noi un punct maxim al glicemiei, deci îi urcă brusc glicemia și tot așa brusc va și coborâ și în momentul în care va coborâ, săracul copil o să facă hipoglicemie și va simți din nou foame și atunci sigur ce știe el că ce-i de energie, ceva dulce, nu? Și va lua aceeași minune
Și că spuneați de programul acesta, da, s-a implementat de anul trecut deja. Este foarte bine. De ce? Pentru că sunt și foarte mulți copii din mediile astea defavorizate, care săraci, poate că pentru ei asta e singura masă gătită în ziua respectivă. Da, aici chiar am citit anexa la program, unde spunea numai puțin, ca să vedem împreună ce spune această anexă. Și într-un fel este bine că sunt vizate, deci trebuie, au obligația să fie vizate de către un dietetician. Da. Și atunci li se mai atrage puțin atenția și nici n-au voie să pună condimente, deci nu este ok să fie prăjit, deci astea sunt toate scoase afară. Da, așa spune, nu se adaugă aditivi alimentare. Și citesc exact din anexa 2 la hotărârea de guvern, normele minime obligatorii care trebuie respectate în pregătirea mesei pentru preșcolari și elevi. Nu trebuie să, nu se adaugă aditivi alimentari, conservanți sau orice alt tip de potențiator de arome și gust în cazul mâncărurilor calde, că au posibilitatea și ori mâncare caldă sau sandwich, sau un pachet în sandwich, rece, da, care este un sandwich de fapt, da. O chiflă, da. Unsă cu sau cremă de brânză sau unt, sau acum depinde, și cu o bucată, da, de șunculiță sau, da, zice, de asemenea produsele de origine animală sau non-animală din care se prepară această mâncare nu trebuie să conțină aditivi sau alte substanțe acceptate peste limitele stabilite de legislația în vigoare. Uleiul, iarăși, spune, necesar prepararii să fie de calitate superioară. Ceapa, iarăși, nu se prăjește, ci se năbușă cu apă. Da. Sarea iodată nu trebuie să conțină antiaglomeranți sau orice alt aditiv. Evitarea asocierii alimentelor. Asta mi s-a părut interesant. Că zice așa, la masa de prânz, dar apucă copiii, de exemplu, să mănânce masa de prânz, până acum, până să, la implementarea acestui program, practic, sunt, nu prea puteau ei să mănânce masa de prânz. Masa de prânz era tot un sandwich sau, da, li se aduce la ora 12 și atunci cei care rămân, că acum e programul ăsta de after school, cei care rămân mănâncă, ăștia la alți acum doar care vor și sunt înscriși. Da. Acum cei care nu, atunci vin acasă. Și atunci au sigur alocat acolo jumătate de oră și mănâncă. Este important pentru un copil, de pildă, să respecte programele de masă? Da. Păi un copil este în creștere. Și atunci, fiind în creștere, sigur că el are nevoie de foarte multe minerale, vitamine, nu? Care, acum, decât să-l îndopi și să îi dai să mănânce prostioare, mai bine și ea, cât și ea, acum cum o fi. Aici foarte mulți vin și spun, e bine, păi nici legumele nu mai sunt ce-au fost. Ha, corect, nu mai sunt ce-au fost, dar trebuie să alegem rău mai mic. Și atunci, sigur că ca și copil, deci ei au nevoie de 5 mese pe zi. Ar trebui să fie cele 3 mese principale, mic dejun, prânz și cină, plus două gustări. În timp, absența sau, da, absența uneia dintre mese, să se sară pe, să zic, peste masa de prânz. Cum masa de prânz este foarte importantă. Peste asta nici n-ar trebui. Chestiunea asta în timp. De fapt, ce se întâmplă? Dacă se sare peste o masă din asta importantă, da? Da. Cum este micul dejun și prânzul, nu facem altceva decât în a doua parte a zilei să ne fie foame și să mâncăm tot felul de prostioare sau să ciugulim toată ziua. Da? Deci din a doua parte a zilei sau mă rog și prima, sunt foarte multe persoane și adulte care își pun ele în minte că vor să slăbească și nu mănâncă, se înfometează și atunci inevitabil îți este foame. Deci tu te duci la muncă, ai nevoie de energie, organismul tău, de unde să-ți dea energie dacă tu nu mănânci, atunci trebuie să-și o producă oarecum, dar tentațiile ca să mâncăm, să ciugulim. Am luat acum a doua lună că poate îmi trece de foame. Am mai văzut la colega doi biscuiți, mai au doi biscuiți, că de fapt nu-i mâncare. Nu este corect.
ceea ce facem, pentru că ne tot jucăm așa cu glicemia și la un moment dat organismul va face click și o să fie insulino rezistență și nu va fi bine. Deci, de asta, cele două mese sunt foarte importante, micul dejun și prânzul. Dacă e să sărim peste vreo masă, hai să sărim peste cină, că tot mergem la culcare. Pomenind de ele, de mic dejun și de prânz, aici spune așa că la masa de prânz nu se vor servi felul 1 și felul 2 preponderente cu glucide cereale, ca de exemplu supa cu găluști și friptura cu garnitură din paste făinoase și din legume. Exact ce ne place nouă, nu se. Da, deci nu dacă, se pune. Dacă este adică nu supa, e indicat supa dacă cu găluști. Dacă este supă cu găluști, atunci sigur că ar trebui să fie legume cu cărniță, să nu mai avem paste. Că atunci și găluști avem și paste, exact, avem prea multă carbo. Exact. Și atunci iar, deci o masă completă trebuie să conțină și carbohidrați, și proteine, și grăsimi. Dar care este ordinea corectă în a le mânca, astfel încât să aplatizăm acest vârf glicemic după ce mâncăm? Deci să nu facem salturile acestea așa bruște. Aici o să demontez un mit care circulă mai nou de câțiva ani. De exemplu, nu e bine să mâncăm cartofi cu carne, că nu știu ce se întâmplă în organism, se face inflamație, se acidifiază organismul, nu este adevărat. Astea se învață la fiziologie. Se poate mânca cartofi cu carne, la fel au mâncat și bunicii și străbunicii noștri și n-au pățit nimic, ba chiar au trăit spre 90 de ani. De fapt, ce se întâmplă? Digestia carbohidraților, luăm acum exemplu ăsta, da? A cartofului. Deci digestia amidonului începe în gură, sub acțiunea amilazei salivare. Se oprește în stomac și se reîncepe pe urmă în intestinul subțire, sub acțiunea amilazei pancreatice, indiferent dacă noi mâncăm doar cartoful ăla sau îl mâncăm cu ceva. La fel, digestia grăsimilor. Asta începe în stomac, se desfășoară în intestinul subțire, sub acțiunea lipazei pancreatice, care, după ce au fost ele emulsionate cu sărurile biliare, indiferent dacă, este doar grăsime. Acum aici mă refer la untul din piureu de cartof, nu? Ca să fie mai gustos, punem un pic de unt și un pic de lapte. Și iar proteinele, deci carnea, la fel, digestia începe în stomac și se desfășoară în intestinul subțire sub acțiunea proteazelor, indiferent că noi le mâncăm împreună sau sunt singure. Și să nu uităm că în stomac, de fapt, stomacul e ca și un blender. Deci el are niște contracții foarte, foarte puternice și amestecă foarte, foarte, foarte bine mâncarea până ce se produce. Deci produsul digestiei gastrice, de fapt, este chimul gastric, o suspensie așa omogenă, de dimensiune de 0,5 mm, care încet, încet se eliberează în intestinul subțire. Deci n-are ce să se întâmple. Mai aud încă o chestiune că fermentează, să avem grijă ce și cum mâncăm, că fermentează. Păi și de fructe, stomac, că nu e bine să mănânci fructele după o anumită oră, că în stomac nu fermentează. Acolo va ieși ceva grozav după aceea. Deci în stomac nu fermentează și nu putrezește nimica, pentru că astea sunt două procese care sunt susținute de către bacterii. În stomac, în mod normal, nu avem bacterii. Dacă se întâmplă să fie, este helicobacterul și atunci trebuie să facem o vizită la gastroenterolog să... Niște analize acolo, exact, specifice. Dar în mod normal nu sunt, pentru că este acidul acela gastric care de fapt omoară tot. Acum, că mai zicem că ne simțim balonați și poate că din cauza asta, că nu știu ce fermentează acolo sau ce se întâmplă, dacă noi toată ziua ciugulim câte ceva
și nu lăsăm un repaus alimentar de minim 3 ore, este perfect normal să se întâmple asta. Putem merge și pe la 4-5 ore, nu? Putem să mergem liniștit. Deci, aici aș sublinia niște principii care, dacă le respectăm, nu trebuie să ținem nici cură de slăbire, nu trebuie să facem absolut nimic, nu trebuie să ne numărăm calorii, nu trebuie să ne calculăm gramajele, cât mâncăm, că lumea este nebunită cu chestia asta. Păi acum așa e, cu cântar electronic pe masă. Da, dar pe termen lung, din păcate, nu ține, pentru că trăim într-o lume atât de stresantă încât la un moment dat faci o lună, două, trei și pe urmă ce se întâmplă cu cântarul ei și îl arunci și lasă, nu se mai poate. Și atunci de ce să nu-ți asculți de fapt organismul? Mănânci doar când îți este foame? La prima senzație de saturație te-ai oprit, chiar dacă în farfurie mai rămas o linguriță, ceea ce se întâmplă și în rândul copiilor, nu? Că, indiferent că sunt la bunici sau dacă e acasă, și dacă copilul zice nu mai vreau, băi, dar a mai rămas o linguriță, dar îți lași norocul în farfurie, îți lași, nu știu, tot felul de minuni. Și atunci îl forțăm să mănânce peste voia lui. Stomacul, când este relaxat, are mărimea pumnului drept. Deci ar trebui tot timpul când mâncăm să ne gândim așa la pumn. Se poate mânca cam 2-3 pumni. Deci atât am putea mânca. Dimensiunea, da. După care... Și când am spus, la prima senzație de saturație, exact, ne oprim. Chiar dacă mai rămas acea linguriță acolo, nu mai mâncăm. Foarte important, după ce am mâncat, nu ne facem siesta. Deci niciodată nu ne vom întinde. Spălăm vasele, de bine. Spălăm vase, ne plimbăm, facem câțiva pași, pentru că așa începe procesul de digestie și este foarte ok. Dar dacă facem mișcarea, de exemplu, după 10-15 minute de când ne ridicăm de la masă, e greșit? Nu este greșit. Nu este greșit. Deci chiar ajută. Cam în cât timp putem să folosim mișcarea astfel încât ceea ce am mâncat să se... Bine, acum mișcare mă refer așa, să ne plimbăm, nu să ne apucăm să sărim coarda, de exemplu. Nu să alergăm, nu, să ieșim exact. Ori la o plimbare, ori asta să facem o este chiar indicat. Ceva. Este chiar indicat pentru că ajutăm foarte mult tubul digestiv. Dacă se întâmplă să facem chestiunea asta după o oră de la mâncare, e târziu deja? Nu. Deci cât de repede am mâncat, nu stăm întinși. Da. Asta se și poate experimenta, chiar, nu știu, dacă am mâncat ceva, să zic, nu știu, mai consistent și poate că am mâncat un pic mai mult decât ar fi trebuit. Dacă noi facem această mișcare, ne plimbăm, deci o să și simțim deja o ușurare, nu o să mai fim balonați, deci se simte. Și iar o altă chestie foarte importantă, să nu ciugulim între mese. Chiar și cafeaua este, putem să o numim că o ciugulim. De exemplu, la femei, nu? Ne facem o cafea dimineață sau la prânz și tot luăm câte o gură din ea. Dimineața, prânz, seara, doamna doctor. Dimineața, prânz, seara. Da, ce da, facem? Nu bem facem ca italienii, bem un espresso, da, îl dăm o dată da, pe gâci, am da, terminat. Da, da. Deci așa este ok ca să ne lăsăm și stomacul să fie... Nu sorbim așa... Nu, pentru că și ăla este ciugulit și cafeaua este aliment. Deci avem voie să ciugulim doar apă. Apa putem să o ciugulim. Apa putem să o ciugulim. Este chiar indicat ca să bem apă pe tot parcursul zilei. Deci nu ne facem... și aici nu știu, dar dacă am uitat de exemplu să bem apă și ne uităm la ceas și vedem că este ora 16 și ne dăm seama că noi de fapt n-am băut astăzi apă deloc, stai liniștit că mi-aduc acum un flacon de un jumătate de litru, l-am băut acum repede și mai beau unul și am rezolvat, apă. Nu este ok, de ce? Pentru că este un șoc pentru organism, ne mărim brusc fluxul sangvin. Și nu e ok, că iar îngreunăm munca inimii, a rinichilor. Deci o ciugulim. Așa este corect și așa trebuie obișnuit și copiii. Aici aș vrea, apropo de apă, deci să se știe că apa este singurul lichid, să zic, care nu are impact metabolic. Deci nu ne face rău. Nu pledez pentru apa alcalină. Nu face ceea ce se spune, deci apă cu un pH normal.
în rândul copiilor și nu numai, suculețele. Îi dăm suc, dacă nu este suc carbogazos, care și ăla este plin de zahăr și sare și tot felul de aditivi, hai să-i fac un fresh, care vitamine. Nu este ok. Fructele trebuie mâncate, pentru că noi dacă mâncăm fructul, îl mâncăm cu fibre cu tot. Deci facem două lucruri deodată. Luăm și un aport de fibre și exact, cel exact. De exact. Sucuri și, care și glicemia noastră, fructul respectiv. Dacă noi mâncăm fructul, nu va crește așa de mult ca și cum ar crește dacă am consumat un fresh. De unde fibrele sunt date afară? Deci vorbesc acum dacă sunt stoarse la blender sau torcătorul. Torcătorul cu presare la rece. Pe de o parte ies fibrele și se aruncă și pe cealaltă parte rămâne doar fructoza și glucoza. Păi și aici este iarăși o pervertire, așa să zic, a gustului, că nu mai rar acceptate sucurile cu pulpă față de cele care sunt lipsite de fibră și doar așa lichidul ca atare. Dacă nu ne place gustul. Deci dacă chiar vrem, să se întâmple foarte rar, dar nu foarte des. De ce? Pentru că duce la steatoză hepatică și atunci ne mirăm că ne îngrășăm și că avem un ficat gras și uite de la ce. La noi aici este o modă consumul de suc de măr, măr cu sfeclă, măr cu nu știu ce, pungă, pasteurizat, nu știu, odoreu sau nu știu cine îl face. Păi nu, numai mai multe locuri am, da, dar circulă foarte mult pe net, cred că de acolo. Măr cu sfeclă roșie, cu țelină, cu ghimbir, cu... Așa, dar să ne gândim că, de exemplu, dintr-un măr, cât suc poate să iasă? Cam atâta. Ca să umplem noi un pahar, să și știm că am băut ceva. Deci acolo sunt kilograme de mere pe care, dacă ne-ar pune cineva să le mâncăm cu coajă, cu tot, nu le-am putea mânca. Și păi sigur după unul, cel mult două mere tăsaturi. Nu... Exact. Pentru că ai fibrele acolo și de asta. Dar din coace, neavând fibrele, ăsta l-ai dat pe gât, l-ai băut și... Și iarăși ajungi la un vârf glicemic? Da, da, da. Deci urcă brusc glicemia și tot așa brusc cum a urcat, tot așa și coboară. Și atunci suntem în hipo și mi-e foame. Trebuie să mănânc ceva. Păi acum n-aș mânca că, uite, peste o oră e cina și o să mănânc cina, dar hai totuși să-mi iau doi biscuiți, că aia nu-i mâncare. Tot ce băgăm în gură este mâncare. Procesul de digestie începe la fel pentru o lună. Să recapitulăm așa un pic. Deci la prânz, fie că suntem, mai ales dacă sunt copii, că acum începe școala, ce le punem în farfurie? Ca să ne asigurăm, deci, că până undeva la prânz vor fi cât de cât sătui. Adică au nevoie de aportul ăsta de hrană ca să poată să funcționeze. Ei oricum în perioada asta învață. La ora 8, la 12, 1, 2 sunt la școală unde... Da, deci ar trebui de dimineață ca micul dejun să fie un mic dejun destul de consistent și nutritiv. Și atunci putem să-i facem, de exemplu, omletă, putem să-i facem un ou fiert cu o pâiniță unsă, cu o cremă de brânză, de exemplu, și cu legume. Legume crude. Da? Deci, o salată de roșii. O salată de roșii sau de castraveți sau ardei sau depinde. Poate să fie o bucățică de brânzică dacă îi place brânzica, chiar și mozzarella. Și atunci sigur că îi oferim sațietate față de un covric sau nu știu ce patiserie care o luăm în drum spre școală, care de fapt are doar calorii goale. Acum lumea e nebunită cu calorii goale. De ce? Pentru că are doar carbohidrații și atât. Și sunt carbohidrați din ăștia simpli, deci nu avem fibrele. Că de fapt asta este, carbohidrații sunt de două feluri. Sunt simpli și sunt complexi. Ăștia complexi au fibrele acolo. Deci de asta le găsim în legume și în fructe. Ăștia la alții sunt suprarafinați,
Deci, înseamnă că mai mult decât că ne umple burtan. Exact. Da. Că, altfel cum dar să nu zicem, ține. Deci nu, ține, de foame, nu? Nu ține de foame. Nu, nu. Pentru că după ce, cum v-am spus, cu glicemia, deci la scurt timp iar simți că ți este foame. Știți, aici noi trebuie să lucrăm foarte mult. De ce? Acum probabil știți și dumneavoastră că Satu Mare, ca și județ, are așa o tipologie aparte, în sensul că avem o mâncare foarte variată datorită comunităților care conviețuim aici. Avem și mâncarea românească și cea ungurească și cea șfăbească și tot ce mai e, suntem aici. Și aici, de exemplu, ne place foarte mult să gătim supele, ciorbele cu smântână, cu rântaș, cu, de exemplu, păi... soțul meu din Brașov, deci când a venit aici și a văzut, a zis, bă, acolo la noi, deci mergem pe ciorbe, supa clară, ciorbă, borș. Bun, deci dar aici... noi cu toată bucătăria asta așa pestriță pe care o avem și care e bună, într-adevăr, nu ne place că ne-am obișnuit cu ea, nu? Exact. Cum facem totuși să le echilibrăm, adică nici să renunțăm total, nu trebuie să renunțăm, dar în așa fel încât să fim atenți cumva să strunim și farfuria, dar și organismul în așa deci, dacă fel noi încât suntem să moderați, ne echilibrăm cumva. Dacă și să suntem nu ajungem moderați la diabet și dacă noi și alte facem boli tot posibilul ca să avem acel mic dejun, da? Atunci când stăm să mâncăm, nu stăm în față cu telefonul sau cu laptopul că trebuie să trimit un mail și nu poate să aștepte munca, 15-20 de minute nu moare nimeni, că tot noi ne facem treaba. La fel se întâmplă și cu copiii, deci copiii din ziua de azi nu mănâncă fără telefon, pentru că așa au fost obișnuiți și pentru că nu li se atrage atenția de părinți, că probabil și părinții fac la fel. Și atunci, sigur că noi nu mai putem să fim atenți la senzația aceea de sațietate. Creierul nostru este atent la... Da, nu simți nici gustul, nici deci gustul, este o chestie mecanică. Absolut nimic, nici că exact. Ești sătul. Exact. Nici că e dulce, probabil, ca asta totuși... Asta dulcele se simte. Ar trebui să mestecăm foarte bine mâncarea, să nu ne grăbim, pentru că tot așa ajutăm stomacul. Da? Deci, ca să digere după exact. Ce mai bine. Și mestecând mai mult, simțim mai repede senzația de sațietate. Dar acolo, deci trebuie să fim prezenți la ceea ce facem. Fără telefoane telefon, și fără ecrane. Tableta, și atunci, dacă avem micul dejun și prânzul, cu siguranță putem să așteptăm liniștiți cina, da? Dar dacă între mesele astea noi nu ciugulim nimic, deci nimic este repausul acela alimentar, nu are ce să se întâmple. Și nu știu de ce li se pare greu așa când le spun, nu știu, încă, nu știu, parcă n-avem încredere în noi, parcă ne este frică să ne ascultăm organismul. Plus că ce am observat, sunt de exemplu foarte multe doamne, că noi femeile suntem pe tot felul de diete și tot ce auzim trebuie să punem în practică, care deja așa de multe chestii au ținut încât au ajuns să le fie frică să mănânce. Și atunci când mai vin și la mine, că zice, a mai rămas asta la care n-am fost, hai să vedem ce spune și ea, și eu încep cu chestia asta, așa se uită la mine și zice, imposibil, păi eu dacă mănânc așa cum spuneți dumneavoastră, eu o să mă îngraș. Deci ce nu înțelege lumea, că prin înfometare, dacă noi ne înfometăm, nu vom slăbi. Deci la un moment dat, sau și dacă slăbim în prima parte, în prima perioadă, dăm masă musculară, nu grăsime. Și atunci noi trebuie să mâncăm ca să dăm grăsime. Și organismul săracu își face el singur, că dacă nu-i dăm să mănânce, ficatul nostru zice, nu, bine, ai nevoie de energie, nu, ai de unde? Apropo de micul dejun, ne-a spus așa, un ou fiert, un ou ochi, o bucată de brânză de calitate, legume acolo, fie că poate sunt roșii, un terci, de exemplu. Un terci, iarăși este fenomenul acesta cu cerealele.
pac cutia cu cereale, le-ai vărsat acolo în bolă. Dar să fie cereale integrale, pui, să nu fie... lapte, mă rog, vezi eticheta unde spune cât de sănătoase sunt, care iarăși, dacă stai să te uiți pe tablou nutrițional, ar trebui să-ți dea de gândit dacă corespunde întotdeauna ce spune pe acolo cu litere mari și tabelul nutrițional incredibil de mic poate deci fi scris. Dacă... Să te uiți dacă într-adevăr e așa cum spune. Poate aici ar trebui un pic să insistați și să ne ziceți cum să citim acel tablou nutrițional ca să ne asigurăm că într-adevăr ce spun ei chiar corespunde cu ce găsim noi în cutie. Este foarte bine și foarte important și o atrag atenția de destul de des ca să se citească eticheta nutrițională. Nu se citește pentru că noi când mergem la cumpărături, deci totul este foarte repede. Mi-am amintit acum că trebuie să fac cumpărături în drum spre casă, intru și mai ales dacă te duci și faci cumpărături cu burtica goală, ai tendința să cumperi chiar toate prostiile pentru că așa se întâmplă. Ar fi bine de alocat un anumit timp, da? Când te duci să faci cumpărături în liniște și atunci să stai să citești eticheta nutrițională și sigur întotdeauna să fie alese alimentele care nu au, ca și pomelnicul de la popă, da? Deci o grămadă de ingrediente acolo, să încercăm să ne ferim de ingredientele care nu ne sunt cunoscute. Să încercăm să nu alegem alimentele care au foarte mulți carbohidrați. Și zic, cu cât sunt mai simple, cu atât e mai ok. Și ar fi foarte bine de ales varianta integrală, pentru că acolo avem și fibrele, repet. Și din punct de vedere nutritiv suntem mult mai câștigați. De exemplu, la cereale, cum este ovăzul, numai că nu prea le place. Dar un terci de ovăz cu poate să fie combinat cu un pic de unt de arahide, că avem și proteine, cu fructe, cu semințe, cu nuci. Ia uite că avem un mic dejun consistent. Sau acum foarte la modă, am observat chiar și la copii că dacă mănâncă mămica, atunci sunt atrași și ei, budinca de cheia. Da. Dar se poate încerca și să se vadă că în momentul în care mâncăm proteină, atunci suntem... cum să zic, ține senzația de sațietate pe o perioadă mai îndelungată. Și atunci observă lumea când o mâncat, de exemplu, dimineață o omletă sau un ou cu un pic de avocado la cei care le place, cu un pic de brânzică sau poate să fie o șunculiță presată de pui, deja ține mult mai bine față de cereale cu lapte. Ele sunt și dulci? Nu țin de foame. Nu țin de foame. Iar la prânz, dacă am optat la mic dejun pentru o bucată de brânză, o bucată de unt, o pâine integrală, un terci, cum spuneați dumneavoastră, un ou, ce punem în farfurie la prânz? Acum, dacă... Pentru adulți le spun că le este suficient, mai ales ăștia care sunt supraponderali și obezi, felul 2. Da? Dar pentru ăștia la alți ar putea, de exemplu, și un bol de supă, da? Și să fie și felul 2. Acum nu o să ne încărcăm farfuriile. Da? Dacă avem o supă dintre asta așa cu cârnați, cu fasole, cu smântână, atunci ce facem? Mâncăm numai supa. Atunci mâncăm numai supa. Mai mâncăm și șnițelul. Mai mâncăm. Cartofi piure. Și cu castraveți. Deci este super caloric. Deci dacă avem ceva așa cum avem noi aici în zonă, cu smântână din belșug, încercăm să le împărțim. Mâncăm supa la prânz și când mai mâncăm șnițelul cu piureul? Și atunci, nu mai mâncăm. Mâncăm seara șnițelul cu o salată. Și piureul nu-l mai... Gata, renunțăm la piure. Și piureul nu-l mai mâncăm sau mâncăm, dar
Dar bine, acum la șnițel avem acolo carbo, că e făcut cu ou și cu făină. Așa că cel mai ideal și corect ar fi mâncat șnițelul cu o salată. Cu o salată. Sau nu neapărat șnițel făcut frumos, carnea la cuptor sau pe grill. Și atunci cu un mix de legume la tigaie este o cină super ok. Peștele, de asemenea, care trecem este bogată în omega 3. De ora 19 cu cina. Ultima masă, cina se ia întotdeauna cu 3-4 ore înainte să ne culcăm. Deci dacă noi ne vom culca la 11, degeaba mâncăm noi la 6 sau la 5, că nu știu cine ne-a zis, că până atunci logic să ni se facă foame și atunci tentația să ciugulim este foarte mare și nu o să putem să ne abținem. Și vom ciuguli. Da, ne aflăm pe finalul emisiunii, nu ne-a mai rămas foarte mult timp la dispoziție. Tot așa ne gândim acum și la această masă care masă sănătoasă. În cât timp se formează un obicei? Ca să poți să spui că da, deja ți-ai consolidat acest obicei și nu neapărat sigur, dar oricum să te simți oarecum în siguranță că în prima lună, stăpânești deci ai nevoie de o lună. Acum depinde, sunt alte persoane care deja după o săptămână zic că am obișnuit, dar nu, o lună. Și nu există tentația să oarecum să iarăși să alunece Nu, pentru că deja se simt așa de bine și văd schimbarea asta, crește energia, nu mai sunt așa de obosit și atunci nu mai vrei să dai înapoi. Ce aș sublinia aici, pe lângă mișcare, nu știu dacă am spus somnul, deci într-un stil de viață sănătos este foarte important să avem și 7-9 ore de somn. Aici asigur că ideal ar fi ca pe la 11 deja cel târziu să închidem telecomanda. Să închidem exact telecomanda și să ne culcăm. Pentru că tot așa studiile spun că lipsa somnului duce la insulinorezistență și de aici spre diabet nu e mult. Da, iar noi avem o incidență destul de mare a diabetului, a bolilor de nutriție, aici mă refer și fie că suntem supraponderali, obezi sau cu alte probleme, iarăși cumva, de asta v-am întrebat, noi cum gestionăm aici în zonă, că na, ne doare de ceilalți, dar ne doare mai tare de noi că corect. Avem situația asta și de ce nu... Deci, în primul rând, trebuie să facem ce putem ca să ne fie un pic mai bine. Exact, să conștientizăm fiecare dintre noi că, de fapt, dacă nu avem grijă de corpul nostru, nu doar exterior, că degeaba suntem noi frumoși în exterior, dacă organele noastre lasă de dorit, sau dacă avem o dislipidemie, niște trigliceride mari, colesterol și așa mai departe și încep problemele. Și să încercăm să ne schimbăm obiceiurile alimentare. Deci dacă până astăzi, să zic, am tot ciugulit, la fel și cu cafeaua, să încercăm să ne autoeducăm, aici e mai greu, dar să încercăm, deja este un pas dacă încercăm, să ne autoeducăm, să nu mâncăm între mese, nimic. 3 sfaturi pe care le dați părinților, că tot va începe școala acum, după 1 septembrie. Ce anume să facă? Ca să dea un start bun copiilor. Se parte de alimentație. Să nu lase copilașii să plece de acasă fără mic dejun. Pentru că la școală ajungi, nu-i sigur că la ora 9 sau la 10 îl mai mănâncă și sau poate mănâncă alte prostioare și vine cu mâncarea bună pusă de mama acasă. Deci acasă să se mănânce micul dejun, în timp oricărei mese nu se stă cu telefonul mobil și să se evite sedentarismul. Deci cât se poate mișcare. Un copil minim 60 de minute mișcare. Să alerge, cum era pe vremea noastră, ne aduceau de urechi în casă. Păi da, atunci nu. Și acum trebuie să-i scoți de urechi afară. Da, era chiar invers față de cum este acum. Așa făceau mămicile, ne strigau de prin vecin, de pe stradă.
de pe unde eram. Exact. Doamna Camelia Caragescu, vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste recomandări pe care le-ați făcut, chiar și pentru copii, chiar și pentru noi adulții, astfel încât să aceste schimbări, așa cu un pic de răbdare și voință din partea noastră, corect, să ducă în final la un stil de viață sănătos și, desigur, fără atât de multe probleme de sănătate. Vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm în studioul mulțumesc Informația și TV și alături de telespectatorii noștri. Stimați telespectatori, vă dorim numai bine, multă sănătate și să rămâneți în continuare cu Informația TV. Toate cele bune!